Astăzi vă voi arăta niște TikTok-uri creepy la care nu ar trebui să vă uitați în cazul în care sunteți singuri. Băieți și fete, vreau să vă spun că vom vedea niște chestii super, super creepy în episodul de astăzi. De exemplu, primul videoclip pe care îl vedem se numește Nu te juca cu diavolul și sunt ăștia la o masă. Și se ceartă. Uitați-vă, se ceartă că ce că nu trebuie să te joci cu diavolul. Au luat tablou Ouija, dacă ați observat. Promite. Hai, deci mai joacă o dată tablou Ouija. Fiți atenți că am început tare rău de tot. Mamă, deci chiar asta nu trebuie să te uiți singur. Efectiv, videoclipul se numește iPhone Don't Watch This Alone și este postat acum o zi, fraților. Adică toate TikTok-urile de acum o zi sunt cele mai creepy TikTok-uri de la momentul actual. Hai, dă-i. Ok. Bun, haide. Nu vrea, nu vrea. Deci bă, ăla-i frică. Bă, bă! Bă, s-a mișcat singur. Bă. Bă, s-a mișcat singură chestia de la tabla Ouija, man. Băi, o chestie asta n-am mai văzut-o până acum. Să se miște aia de la tabla Ouija singură. Mamă, ce voce are asta. Deci fii atent. Asta a găsit ceva. Mamă, bă! Deci asta e ceva din Japonia. JPS Explorer Sees Through This Panel Runs For His Life. Uitați-vă, e canalul acesta numit A Lot Of Music. Bun, deci băiatul ăsta, ăștia undeva în Japonia explorează o locație abandonată. S-a uitat și după... Mamă, bă! Bă, voi ați văzut aia? Bă, frate meu! Băi, voi ați văzut aia? Bă, voi o vedeți pe aia? Ai în, gen în geam. Cred că acum, sau nu, o fi că e acolo. Bă, nu, e acolo. E acolo? Nu, fraților. Bă, acolo e o floare. Frate meu, dar ce a văzut? De a fost așa de panicat. Ia stă-ți. Uite-te, mă. A văzut iară ceva? Ia, uitați-vă, poate iară o să o vedem în astea. Unde e aia? Nu se știe. Bă, dar unde e? Mamă! Bă! Bă, voi ați văzut de erau două de-alea? Fugi, frățioară! Bă, unde aici? Mamă, nu! Bă! Uitați-vă, asta el nu a observat-o prima dată, a observat-o abia după. A văzut că n-a avut nicio reacție, numai noi am observat-o. Bă, asta numai noi am observat-o. Uitați-vă acolo și după parcă am mai văzut-o iară, am mai văzut o fată, gen. Ok, se uită acolo, păi și ai, uite, da, și uite, aici iar am mai văzut o fată, adică două fete am mai văzut aici. Nu? Bă, astea sunt bune TikTok-uri creepy rău de tot. Uitați-vă. Bă, deci uitați-vă, acum, bă, mi se pare mie sau asta seamănă cu fata cu care e el acolo, așa că sunt doi oameni, e băiatul ăsta care filmează și mai e și fata aia. Cumva asta nu-i fata aia, gen, într-un fel vrea să spună că o să o moare, uitați-vă. Bă, meu, hai să mergi cu tovarăștul undeva să vezi chestia asta și după când a fugit am mai dat de cineva. Uitați-vă, deci cred că e fix fata asta, dar nu sunt sigur. Bă, s-a căcat pe el și a fugit. Mamă, cred că dacă vrea de prima dată fugea. Doamne, fește, boys. Și uite-o. Bă, asta n-are ochi. Mamă, deci, frații mei, eu acum realizez. Bă, asta n-are ochi. Bă, eu credeam că... Bă, eu credeam că e, cum îi zice... Că iar un explorator dă ăla și și-au dat-o din greșeală. Gen, s-au ciocnit din greșeală și-au dat partea din greșeală. Bă, aia n-are ochi. Aia e fantomă, o fi. Uitați-vă. Mamă. Păi și ce-a făcut? A picat jos. Ok, oamenii mei. Bă, deci TikTok-urile astea. Uai, ai, ai, pe bune. Deci mă face să mă simt prost că mă uit singur. Nu mai știam să fie așa de creepy, pe bune. Acum asta se numește You Never Know Who's Behind You. Niciodată nu știi cine e în spatele tău. Hai să vedem. Și că asta a făcut un videoclip de asta și era cineva în spate, dar n-am văzut. She was drinking. And there was no one else in the room with them. It randomly shows up behind the girl on the left. Bun, deci că era cineva cu o față roșie și efectiv nu mai era nimeni în cameră și era numai ăla, a apărut deodată.
Hai să vedem videoclipul. Cineva cu față roșie. Nu știu, eu nu văd, boys. Nu știu, e prea mic videoclipul. Cred că o să trebuiască să... O să dea replay. Eu nu văd. Acolo, bă! Dar ăla pare un om cu o mască, man. Aia e față roșie. E față roșu închis, gen. The more you look at it, bă, the more it looks like a burnt victim. Uai, bă, a zis că cică arată ca o victimă a unui incendiu. Mamă, băieți, fiți atenți că acum avem un TikTok pe care l-am mai văzut și eu. Însă intenționat m-am uitat la el că voiam să reacționez la el pe clip. Se numește Demonic Possession on Camera. Și o să vedeți că fata asta era live pe Instagram și deodată cineva din camera aia a fost posedat. Uitați-vă la chestia asta, gen. Pă bune. Acest Instagram live, uite, aia din față, aia din spate. Uitați-vă, aia cred că o să fie posedată, gen. Uitați-vă. E un live normal. Ce faci? Gen, așa se vede ca să fie calitate maximă, băi, stai așa de micuț. Uitați-vă cum face aia. Asta n-are nicio treabă, face live pe Insta, gen. Skincare, întreabă cineva... Întreabă cineva cum își păstrează tenul. Uitați-vă, bă, uitați-vă la aia din spate, ignorați-o pe asta, uitați-vă la aia din spate, s-a mișcat, gen. Hai să vedem. Ok, bă, aia din spate, bă, nu, bă, cred că aia din spate numai stă așa și ascultă ceva, gen. Nu mi se pare nimic a creepy momentan. Ia stai să vedem, mai dăm aici, dăm mai în față. Acum cred că se întâmplă ceva. Tot se au sunete. Bă, ce s-a întâmplat cu aia? Pică pe jos? Mamă! Bă, voi ați văzut că au trecut chestii pe acolo și după s-a stins lumina. Bă, ce s-a întâmplat cu aia? Bă, ce s-a întâmplat cu aia? Va fi că acum a devenit posedată? Sau care-i treaba? Bă, Sara pare că o chema sau ceva de genul. Bă? Ce s-a întâmplat cu ea? Uitați-vă, fraților, acum se... Ce s-a întâmplat cu ea, boys? Bă... Bă, frate meu, nu e ok, pe bun, gen. Ok. Bă! Nu vrea să o lase, gen. Bă, mamă! Țipă, bă, așa face un om posedat. Și aici a închis live-ul de pe Instagram, dar ați observat, uitați-vă. Da, vedeți, a ieșit chestia aia, gen, momentul în care ea... Momentul în care ea s-a... Da, are dreptate băiatul ăsta. Da, în momentul în care s-a închis lumina, ați văzut că s-a făcut aia, gen, a trecut o umbră, adică cineva a închis lumina intenționat, gen, asta-i treaba. Ba, și asta țipă în continuare. Lasă-o mă-n pace, știi ce zic, dacă e așa de terminată. Bun, fraților, bă, asta a fost pe bune ceva creepy. Hai să vedem pe băiatul ăsta care a prins o fantomă că se uita la el. Ok, a făcut un scris, s-a uitat acolo. Și ai, bă, aia ce că-i camera lui fiica sa, bă. Bă, cine e în camera lui fiica sa? Și de ce are ochii negri? Uai, bă, asta a fost așa arapit și creepy. Ok, mamă, să nu fie ceva și camera mea acum sau camera voastră. Creepy videos de internet. Hai să-l vedem pe băiatul ăsta. The Walking Blanket. A, ci că e o plapumă care merge singură? Ia uite, adică cred că e cineva îmbrăcat în daia, gen, ce mai basic costum de Halloween. Îți iei o pătră, un cearceaf pe tine și că ești fantomă. Unii zic că e o fantomă, zic că e o farsă. A, dar uite, bă, nu se văd picioarele. Bă, nu știu ce să zic, pe bune. Chiar nu știu ce să zic despre cât de real e clipul ăsta. Dacă stai să mă întrebați pe mine, gen. Stay safe. Insane to drugs. Bun, oamenii mei, bun. Băi și fete, se spune că nu trebuie să vă uitați la aceste TikTok-uri pentru că cica o să vă bântuie visele. Asta este primul videoclip. Hai să vedem dacă e atât de creepy pe cât se pare. Deci băiatul ăsta se duce sus acolo.
Se numește Mr. Liz Paranormal, bun. Bă, voi ați văzut că s-a mai dus cineva după el. Ok. Bă, s-a mai dus cineva după el. Și că asta s-a întâmplat la miezul nopții. Se închide și se deschide dulapul ăla. Bă, dar s-a mai dus o figură. Bă, la n-are... Bă, voi ați văzut că e un om fără față. Ok, stați puțin că ne-a luat. Deci, bă, primul TikTok a fost chiar foarte creepy. Voiam să zic că ăla care a urcat pe scări, a văzut că... Nu știu dacă era un câine sau era o persoană, se mergea în patru labe. Bun, asta a fost foarte ciudată. A simple joke turns terrifying. A guy decides to play a prank on his friend when it goes horribly wrong. Ok, deci băiatul ăsta voia să-i facă o farsă lui tovarășului. Hai să vedem ce se întâmplă. Seeing his friend in the cubicle, he goes into the one next to it. Watch what happens. Ok, după s-a dus, deci vedem, ăla era la toaletă într-o cabină și s-a dus în cealaltă și voia să-i facă o farsă. Foarte nașpa, dar hai să vedem ce s-a întâmplat. Ok. Bă! His friend had completely vanished, but what was that on the ceiling? Bă, eu nu mă așteptam la chestia asta. Bă, tovarășul ei a dispărut? Dar uitați-vă ce e acolo sus. Bă, voi ați văzut că se închide videoclipul. Man, era ceva sus pe tavan. But what was that on the ceiling? Fraților, stați că încerc să o prind. Uitați-vă! E ceva sus pe tavan. Ok, bă, deci TikTok-urile astea, pe bune, m-a luat așa tare. Bă, ci că mi-am auzit propria voce care mă cheamă din cealaltă cameră. Bă, cum adică ți-ai auzit propria voce care te cheamă din cealaltă cameră? Bă, voi realizați să-ți auzi, să te auzi pe tine cum zice, vine, zice unul mare, îți vine aici. Bă. Și să zic eu, gen, cu vocea mea. Mamă, uitați-vă, e cu băiatul ăsta și în spate mai e încă cineva. El credea că e singura casă, dar nu era. Bă, dar cum să-ți auzi propria ta... cum să-ți auzi propria voce că te cheamă? Asta e, că e una din cele mai sinistre fotografii care există în istorie. Hai să vedem de ce. În 1972. Da, totul pare foarte normal în fotografia asta. Cineva în spatele lui ăsta, în negru. Toată lumea a zis că nu-i nimeni acolo. Cică și-a zis că fotograful a zis 100% că el n-a fost nimeni acolo, dar cine e acolo în spate? Vedeți, arată ca o persoană. Băi, vezi ochii! Bă, uitați-vă! Păi, bă, ia stai puțin. Deci îi vezi ochii aici și vedeți? De aici are picioarele, dar dacă te uiți la picioarele lui, nu pare că stă ghemuit, gen. Adică are picioarele așa și capul. Bă, ce-i cu fotografia asta? A fost examinată și de poliția fotografiilor. Și a zis că e originală. Deci poza nu e editată, e originală, bă. Bun, fraților, deși că asta își filma fiica în timp ce s-a întâmplat ceva foarte, foarte creepy. Și că am auzit-o pe fiica mea că vorbea cu cineva, așa că am chemat-o și am întrebat cu cine vorbește. Dar nu mi-am dat seama până când nu m-am uitat. Only her, numai eu și ea eram acasă. Deși că asta vorbea cu cineva, fiica sa, însă numai ele două erau acasă, n-avea cu cine să vorbească, numai singură. Păi înseamnă că vorbea singură. Sau cu prieteni imaginari, hai să vedem. Uitați-vă, hai să ne uităm la ce a văzut pe cameră. A prins asta pe cameră. Lily, come here. Laila, vino aici. Lily, who are you playing with? Bă, voi v-ați dat seama? Bă, parcă s-a dus un copil. Gen, parcă s-a dus un copil în partea dreaptă, ia uitați-vă. Lily, come here. Un copil, uitați-vă, vedeți copilul ăla? Ăla a plecat în partea aia, s-a dus acolo, sau era un brai. Bă, parcă era un copil acolo care s-a dus, deci nu știu dacă nu mai am văzut. Uite, e o umbră, bă, era un brai, sau era cineva pe bune acolo, uitați-vă. Bă, s-a și uitat, avea și, no.
Deci aia nu e o umbră 100%, dacă era umbră, deci, bă, parcă s-a și uitat la noi, efectiv. Și era și mai mare decât ea, uitați-vă. Uitați-vă, bă, bă, nu era umbra, deci nu era umbra ei, uitați-vă, e și mai mare decât ea și toate alea. Uai, ai, ai, man, deci se juca pe bune cu cineva. Da, aia s-a dus în cealaltă parte și fiica a venit la ea. Gen, bă, bă, era cineva acolo, se vede. This footage was taken in 2016. Bă, asta în 2016 s-a întâmplat. It wasn't until recently that Genevieve had noticed this. Mamă, deci stăteți, boys, deci, mamă, deci în 2016 s-a înregistrat asta și ea nu și-a dat seama, femeia, abia acum și-a dat seama, în 2021 și-a dat seama, s-a mai uitat toată pe filmare, o fi. Needless to say, bă, she was left disturbed by the footage. Bă, a fost foarte speriată. Now, it could be that the apparition is actually her daughter's shadow. Dar putea să fie umbra ei, dar nu cred, fraților, ești pe bune, scrieți la comentarii, eu nu cred că e umbra ei, gen. Arată foarte diferit. It appears to be taller than her daughter. Da, e mai înaltă, parcă are și părul așa, deci nu știu, nu cred, boy, deci pe bune nu cred că e umbra ei, nu seamănă deloc. Lighting affects the length of the shadow, depending on its position. Uite, de acolo vine lumina, gen, și trebuie să calculăm cum să fie. Bă, bă, nu știu. Actually a shadow, we'd still be able to see the door in the background, but instead, our view of it is blocked as it passes by. Bă, dar chiar, fiți atenți, după când a trecut pe cealaltă parte, gen când a intrat pe ușă, în cealaltă cameră sau în cealaltă parte a casei, n-a mai existat, adică dacă era o umbră, venea și pe aici, gen, și se vedea și pe aici, dar vedeți, când a intrat acolo, a și intrat, gen, uitați-vă, a plecat, gen, când a intrat aici, a plecat instant, gen, ar fi trebuit să o vedem. Bă, 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 e creepy rău de tot. Genevieve e 100% sigur că asta nu e, nu e o de-asta. Nu e o umbră, niciun lucru. Ok, asta fuge pe scări, dar nu știu exact de ce, uite-ți-vă că tot fuge. O urmărește cineva, gen. Mergi, mergi, mergi. Nu mai e nimeni în spatele tău, eu n-am mai văzut pe nimeni. Fugi, fugi, fugi. Bă, deși tot se aude un ticăit, gen, mi se aude un ticăit. Fugi, mă, fugi odată! Mamă, dar cât mai are, pe bune? Ba, nu, cred că ăsta e ultimul. Da, 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 uite-ți, aici jos se termină. Ba, nu mai are încă unul. Bă, dar cât merge asta? Uite, aici jos s-a terminat. Mamă, aici să nu o prindă! Etajul 4. Bă, mamă! Bă! Bă, calmează-te! Calmate! De ăsta mai jos! Bro! Bă. Mama, a venit liftul. Ok, intră liftul odată, bă, că mă sperii și pe mine. Intră-mă odată lift. Bă, parcă era cineva sus acolo. Mama, mama, nu se închide liftul, uai. Bă, de ce nu se închide liftul, oamenii mei? Închide, bă, liftul. Bă, bă, nu se închide liftul. Mamă, 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 o ia pe scări, o ia pe scări. Aoleu, băi, 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 băi. Băi. Băi! Băi! Mă, ce credeți, băi, mai supraviețuiești? Eu nu cred. Eu zic să fugi, sora mea, că de supraviețuit e zero! Mamă, ce m-a speriat asta! Bă, acum e la etajul 8? Uite, i-a dat cheile. Bă, parcă e cineva în spate. Acolo a zis că e cineva. Bă, acolo scria 8, acum e la etajul 8, parcă era la etajul 4. Bă! Ce s-a întâmplat, man? Mamă, acum mai explică frățiorul care a fost treaba, bă, ciudat rău de tot, bă. Băiatul ăsta s-a trezit la miezul nopții. Bă, bă, e ceva acolo, uai. Uai, bă. Păi bune, nu trebuie să trezi la astea înainte de culcare. Bă, e cineva acolo, bă, deci, mamă, mamă, s-a ascuns. Uai, ai, ai, era cineva. Bă, nu, nu te du, nu te du. Bă! Uai, frații mei! Bă,
A dark apparition can be seen looking at Dominic. Da, uitați-vă că era aici, dar după n-am mai găsit nimic. Fraților, cam atât a fost cu acest videoclip. Bă, pe bune, astea au fost super super creepy. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like. Eu am fost Marusiancu și ne vom revedea curând cu episodul noi. V-am papă toți, papă. Băi și fete, astăzi ne vom uita la cele mai stupide farse de pe TikTok. Ați auzit foarte bine, frați și surori. Astăzi vom face o reacție foarte specială la mine pe canal, în care urmează să ne uităm la cele mai tari, stupide și amuzante farse de pe TikTok, fraților. Și totodată aș vrea să pun așa un fel de avertizare la începutul clipului, să nu vă uitați la clipul ăsta ca să prindeți idei de farse, gen uitați-vă doar ca să râdeți, pentru că unele dintre ele, boi, sunt duse la extrem pe bune, adică nu vă recomand să faceți farse de-astea la familie sau la prietene, pentru că unii oameni s-ar putea să-și iau o sperietură chiar foarte, foarte mare. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Eu zic, voi, să nu mai pierdem timpul și să începem. Deci băiatul ăsta este primul care face farsă. Deci boi, știți ce face băiatul ăsta? Își pune în gură niște macaroane, gen, și când vine taică-su să-l strângă de spate, o să facă așa ca și cum i s-a rupt spatele. Fiți atenți. Asta o să se întâmple, fiți atenți. Ok! Mamă, ce a dat-o! Uite, se ia maică-sa de el, ok. Bun, asta face Big Boss Ring Dome Prank, adică imită sunetele de notificare și aia se uită pe telefon, uite. Imită sunetele de notificare, boys. Uite, imită să-și aia se uită pe telefon. You got no friends. Chica, de ce tot ești la telefon? Nu ai prieteni. Nici tu nu ai. Ok. Asta nu știu ce face, boys. Fuge. Ba nu. Gen, a făcut o farsă ca și cum ar fugi din magazin cu Atidashi. Da, și a revenit. Credeam că o să fugi. Ok, dar nu a fugit, boys. Bun, asta face wet chair prank. Acolo e ceva ude. Uitați-vă, și pică asta. Ok. Și eu făcut ăsta farsă. Eu nu i-aș fi făcut lui băiatul la farsă. Fake bush, boys, în care se crede că, și sare așa. Sare ca și cum ar fi un tufiș, ok. A țipat, ok. Mamă, boys, asta îi face fake piercing prank, adică gen vine la taică-su și zice, uite ce piercing mi-am făcut, ce găuri mi-am făcut. Ok, what? Asta turbează. E serioasă? Ai lăsat-o să facă chestia asta, îi zice numai că sa? No, those are fake. Ok, și-a dat seama, zic că sunt fake. Și-a dat seama. Vrea să-i fac o surpriză lui... Opa, ăsta se pupă cu alta? Baby, ce faci? Făcea Caterinca, mă. Ok, ce face fata asta? Ok, pune ceva la capacul de la WC-ul. Nu prea înțeleg ce, boys. Nu zice ce face exact. Ok, se duce, ia stai, și ăsta... Bro, ce-a făcut, bro? A pus ceva de electrocutare? Ce naiba a făcut? Ok. Bro, ce-a făcut ăsta? Știți prank-ul ăla, boys, în care oamenii care ascultă, genii vizat pentru oamenii care ascultă muzică la căști, vin unii, le taie firul de la căști și după le dau niște AirPod-uri noi, hai să vedem. Uite, și dă una. Bro, uite... i-a aruncat și ăla, cică. Da, ești un fraier. Crack TV prank on brand. Crack TV prank. Îi zice ăsta că i-a spart televizorul, dar de fapt nu l-a spart, e un videoclip. Pe bune, frate. Cică, de ce a aruncat aia la el? Bro, de ce a aruncat telecomanda? Era vreo 3000 de dolari. Bă, facem destul de ciudat. Ăsta face un încărcător fake, gen, ca și cum are un încărcător fake. Și vine ăsta, încearcă să-și încarce telefonul, dar nu merge. Da, nu merge. Ce face ăsta? Au! Bro, ăsta e enervat al nostru! Ai! Și l-a băgat la încărcat! What? What? Ce s-a întâmplat? Ăsta face... prank la aia tăi că își taie sprâncenele, dar făcea beatbox. Puneți aia jos, puneți mâncarea jos. Okay,
Hold on to it. You yank it as hard as you can. I have an announcement to make. Ok, boys, nu prea am înțeles care e treaba cu prank-ul ăla, nu știu ce, ci că trebuia să aibă abar n-am o sfoară, nu prea m-am prins. Asta are un anunț de făcut. Soara lui este gravidă. I'm finally gonna be a dad. Și o să fie tată. Ok, asta e ciudat. Bună. Uite, boys, mamă, și mie mi se pare destul de ciudat horror prank-ul ăsta, să te trezești cu oglinda, să te vezi pe tine când te trezești. Mamă. Ce, că ai spart-o? Fake tongue prank, limba fake. Uite. Oh my gosh. Oh my gosh. Hello, everyone, dad. Asta iar și-a dat seama că e fake. E fake, e fake, bro, e fake. Ok. Ce face asta? Prank-o mai barber. Ce face? Ah, ca și cum merge mașina de tuns singură, dar are o mașină de tuns și face zgomotul el, gen. E ciudat. Bro, merge mașina de tuns. A făcut o glumă. Iară băiatul ăsta AirPods prank. Ce de aia face? Mamă, băi, ce prost e ăsta. A urcat pe gule, ce prost. Ok, ce face băiatul ăsta? Aaa, gen că hata e cu fața la frigider. Mamă, ce mișto. Ok, nimeni nu se aștepta la asta. Hai să vedem aici ce facem. A picat jos. Ce ai făcut? E real, fraților, e real ce se întâmplă. Tire pop prank. Și-a spart roata, dar de fapt a pus dalea, boys. A pus ceva bomboane dalea, a fost o glumă. Știam eu că ai fi făcut chestia asta. Și acum că se uită, se vede că e un bărbat, că era filtru, gen. Mentos, bro. Holy shit, bro, asta nu-i cineva să te fac. Deci acum întreabă mai că ce sunete fac animalele. Ca un porc. O balenă. Gen o balenă și a scuipat pe ea și a zis ceva, gen că ea e o balenă. Hey dad, could you come crack my back? Sure. Uite, asta iară face gluma aia, boys. Mamă. Avea pastele în gură. Era mare prank iară. Nici nu bagă... Bă, da, bro. Băi, pe bune. Bă, a fost pe bune. Credeam că face o glumă. Mirror prank, chiar face asta cu mirror prank. Ma. Ce s-a întâmplat? Babe, ce faci? Ai iubita lui, gen, așa era. Hai să vedem ce facem aici. Ok, cred că a lipit bolul cu făină de ăla, boys, cred, nu sunt sigur. Cred că asta a făcut. Nu, a lipit bolul cu făină. Da, uite, nu merge. Ce prost. E real că de prost. Ok, fraților. Mamă, iară water. Ok. Ia uite-l pe ăsta. Bă, dar ăsta face mai proaste prank-uri, efectiv. Eu nu știu ce-i cu el. Ce mai proaste prank-uri. Pe bune. Mamă, bro, asta chiar e ciudat. De ce râzi?
Mamă, wow. Uite, vine aici. Oh my god! Mamă, mamă, boys, mamă, bă, ăsta chiar a fost un prank destul de bun. Aole, și asta cred că a fost cel mai bun de acum. Mama a făcut așa și după de parcă i s-o spar spatele. Băi, băi, ăsta chiar a fost bun. Mamă, mamă, s-a speriat, da, nu mai... This prank backfired. A luat ăla paharul. Ia și asta. Asta e fake, bro. Se vede clar că e fake. Asta e un prank fake, boys. Și asta ce face ea? Își pune ouă acolo. Sau ce încercă, boys, să facă mai exact? A, și a pus apa acolo. Bun, fraților, bun. Și aici s-a terminat episodul nostru cu cele mai stupide prank-uri de pe TikTok. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem reacții de genul, scrieți la comentarii și scrieți care vi s-a părut cel mai mișto prank dintre toate. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea curând cu episodul noi. V-am pupat pe toți, pa, pa. Bine ați venit la TikTok-ul creepy care mă țin treaz noaptea. Ați auzit foarte bine, frați și surori. Numele meu este Marius Iancu și bine ați venit la un nou episod foarte special la mine pe canal. Astăzi, băieți și fete, vom face o nouă reacție creepy, însă de data aceasta ne vom uita la niște TikTok-uri înfricoșătoare. Mai exact, ne vom uita la videoclipul ăsta care se numește Scary TikToks That Keep Me Up At Night, partea 15, adică TikTok-ul care te țin treaz noaptea, partea 15. Și aici este o compilație de TikTok-uri, fraților, cu oameni care pățesc anumite chestii, le filmează, le povestesc, nu știu ce, și ceva foarte, foarte horror. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă vreți să continui seria asta de TikTok-uri creepy, pentru că am găsit foarte multe în ultimul timp și mă gândesc că, băi, s-ar putea să fac și o serie. Hai să nu mai pierdem timpul și să vedem care e treaba cu TikTok-urile astea. Ok, deci băiatul ăsta ne explică care sunt cei mai creepy clown din istorie. Prima dată, Bozo the Clown. Oh my god. Bozo is considered kind of the prototype of most 20th century clowns. Hugely popular with audiences throughout the 60s, but eventually walked this line where younger audiences couldn't decide, is he funny or is he disturbing? Da. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, ăsta, frate, ok, e criminal în serie. Deci de Bozo the Clown, băiatul ăsta a zis că, na, undeva în anii 60 era și că generația asta noastră nu știe dacă era amuzant sau horror, gen, că el nu se credea, gen, el era, frate, nu era un clown criminal, Bozo the Clown, era un clown normal, însă acum te gândești, e horror, e amuzant, asta cred că era criminal, dacă nu mă înșel. Ok, asta era criminal, deci v-am zis, primul nu era criminal, era un clown normal. 20 de victime. I think it's the eerie component of this story and why people remember it, because behind all of this makeup and these costumes, he was doing unspeakable things. Number 3 is Da, facea niște chestii oribile. Wrinkles. If you don't know the story behind Wrinkles, he is an unknown man from Florida who you can call anytime, anywhere, and he will come dressed as Wrinkles and terrify whoever you want. The creepiest part about him is that he will go as far as to hide within a home to scare people. Ok, deși că Wrinkles ăla este un om din Florida, pe care tu, dacă ești în Florida, poți să-l suni să vină la tine, gen, și să terorizeze pe cine vrei tu, nu o să-l omoare sau ceva de genul, dar doar o să bagi sperieți în omul ăla. Asta e ciudat, bun. Și aici vedem, sunt niște băieți care știi că la ora 5:30 dimineața s-a întâmplat ceva. De ce erați treji la 5:30 dimineața, oamenii mei? Bro... My brother told me that my reflection did not move and was sacred AF. Ok, deși că fratele lui asta i-a zis că reflexia ei nu s-a mișcat. I didn't believe him at first, but we reviewed it on our CCTV. Bro, nu s-a mișcat, voi ați văzut pentru o secundă, nu s-a mișcat reflexia. Shit, man. A avut la goglinda. Băi, cum bă să nu se miște reflexia, bro? Asta e creepy, bă, dar mai opește cu muzica asta, mă, să mă arăt, frații mei. Uite, bro, nu se mișcă, bă, are la goglinda. Are direct la goglinda, să mă arăt, frații mei.
I want to take a look at three photos with. Iară băiatul ăsta. Deci acum ne arată niște fotografii cu creepy backstories, mamă. Glance, nothing about this looks real. It actually kind of looks like a prop that's resting on top of a dog. Oh, it was a living two-headed dog that was created by a Soviet scientist in the 50s. It was later deemed extraordinarily unethical. And here what looks like a seemingly normal hot air balloon. Ok, boys, deci el era un câine cu două capete care a fost făcut în anii 50 de către un om de știință, ce ciudat. Ok, ăsta e un balon. Așa, a murit după ăștia. Oh my god. Jesus. Oscar Reyes. Within seconds, he would slip from that position where he whacks his head on the toilet fatally. This was his final photo that was found. Ok, deci asta a fost ultima lui fotografie, ci că era la ceva concurs de selfie-uri, a făcut selfie-ul ăsta și după a picat de aici. A, era, vedeți, era atașat de ușă, fraților, a picat și a dat cu capul de toaletă și s-a dus. Disturbing things caught on camera. Disturbing things caught on camera. Peacefully in an isolated barn house until they started noticing strange things. One night, Jen claims that she saw a white figure coming out of the pond. Ok, deci acum sora, nu mai știu cum o cheamă pe asta, ci că stătea cu familia, era o familie liniștită și la un moment dat tot zicea ea că e o figură albă care îi dă teroare. Opa! She saw a mysterious dark figure reflecting on her TV. Bro, uitați-vă. Take a look. Guys, I wanted to show you the fucking pond, but please tell me you see that. Vrea să arate ceva ea. Uitați-vă, fraților, băi, a fost acolo pentru un moment. Mamă, stai să dau mai tare acum că am dat mai încet. A fost acolo, fraților, pentru un moment și a trecut chestia aia. Hopa, aici e despre inteligența artificială. Bina 48 is an AI-powered robot that is capable of carrying conversation and reasoning through complex thought. Mamă, deci și că asta o cheamă Bina 48 și un robot. In a very infamous interview, she seemed to go off on a tangent talking about her plan to remotely hack into the missile sites located all over the world and threaten the human race into her domination. Ok, și că aia are un plan să hecuiască... Să hecuiască rachetele și să îl omoare pe toți. Bravo, bravo. In an effort to better refine their consumer purchase intent, deployed an internal AI that would monitor customer purchases. Ok, aici și că e ceva inteligență artificială la target, la un magazin de ăsta. Bro, ce? AI concluded that of a 25 item list, if certain items were purchased within a certain time frame by a customer, it could almost accurately predict that customer was about to become pregnant. This one is really unsettling. And an AI. Mamă, și că what? Și că inteligența artificială, dacă era acolo și nu știu ce făceai, scanai nu știu câte produse într-un timp anumit, putea zică dacă ești însărcinat sau nu. Weird. In a lab at Stanford University, an AI agent was tasked with a complex mapping duty based off of internal data. Rather than complete the task, what it learned to do was fabricate the answer and hide the additional data to show that it cheated. It effectively learned to lie to the creator. Disturbing things caught on camera. Lauren Combs lives in a rural house where she claims to have experienced paranormal activity before. However, she usually dismissed it until the following happens. She's sitting on the couch. Ah, știu asta, fraților, știu asta. Se uită la TV. Out of a sudden, her hair is pulled. Da, și se trage părul, știu asta, fraților. Îi se trage părul. Ia uitați-vă. Uitați-vă, vedeți? Că dacă e pisica ei, însă nu a fost, știu asta, fraților. O știm pe asta. Am mai văzut-o. Că dacă e pisica ei, dar n-a fost pisica ei. Miss Tracy, deci asta este o tiktokăriță. We talked about this a little bit before when we covered the alleged capture of British woman Brittany Broski when she was caught on camera being scalped repeatedly by Miss Tracy Martell. So following the ordeal, Miss Tracy Martell remained at large while that waist remained unnaturally thin. Recent news coverage also hinted that she has been spotted in multiple locations around the US and the UK where she is gigging under the table as a guitar playing party clown. Her alleged accomplice while being on the run, a Russian asset known as Katya. Now, it's difficult to determine the nature
nature of their relationship? Are they partners in crime, or is Katya a victim, as she's also been seen on camera being repeatedly scalped by Tracy? Ok, fraților, deci Tracy asta e, habar n-am, o persoană care e așa, se îmbracă ca o păpușă și e foarte, foarte ciudat. A fost văzută în SUA și în Marea Britanie, cum filma anumite chestii, se ascundea pe sub mese și are și ceva parteneră, deci ceva super, super suspect. Și ci că are o prietenă numită Katya, care ori este un complice de-al ei care face și ea chestiile astea super ciudate, ori este o victimă de-a ei. Disturbing things caught on camera. In October 2020, TikToker It's Chris Starr and her friend Kelsey Davis came across a railway while walking across town. Ok, și acum iară ceva din octombrie 2020 cu un TikToker care a prins ceva super ciudat pe cameră. Era cu prietena ei și a prins ceva pe șinele de tren. People claim that near the place was a path that led to the gates of hell. What Chris and Kelsey found will shock you instead. Take a look. Și că acolo oamenii din orașul ăla spun că drumul ăla duce către iad. Însă ei au găsit ceva wow. Hai să vedem. So we came up through there and there's a dead chicken in a bag with feathers everywhere. Mamă, e cenzurat, e un pui mort. O găină moartă. Mamă, face deci, uite, deci și că acolo sunt porțile iadului și tu trebuie să faci un sacrificiu și cineva a sacrificat o găină. To follow up on their story. Let's talk about room 1046. Also, acum despre camera 1046. Don't ask me what this is. It's Marshall's big fan. So, room 1046 refers to this incident that happened in 1935 when a man who was going under the name Roland T. Owen checked into the Hotel President and he was placed. Ok, deci că întâmplarea este în 1935 cu un băiat pe care îl cheamă Roland T. Owen. Și a fost, s-a dus la un hotel, a fost cazat în camera 1046. Și că o chestie ciudată era că ăsta n-avea bagaj, efectiv a venit așa normal. Mamă, și ci că câteodată când mai venea doamna de la curățenie să vadă ce practic să-i curețe camera, băiatul ăsta stătea în întuneric așa și nu făcea nimica, doar se uita, gen, era o persoană super ciudată. Days pass and a bellhop actually enters the room where he finds this man on the floor covered in blood, like extensive injuries, like skull fractures, stab wounds. When they end up asking Roland T. Owen, you know, who did this to you, he just replied, nobody. Mamă, și după fraților, ci că s-a dus asta, femeia de serviciu, oameni de la hotel, hotel staff-ul, s-au dus în camera lui și l-au găsit efectiv cu sânge, cu toate alea, era în viață, dar era distrus, nu știu ce, și a întrebat și că cine ți-a făcut chestia asta și el a zis nimeni. Și ci că noaptea aia a murit, gen, efectiv, de la chestiile gen ce i s-a întâmplat. Și nimănui nu i-a zis, gen, n-a zis la nimeni ce s-a întâmplat. Opa, și-a făcut și un funeral, adică o de-asta, am un lapsus, fraților, un înmormântare, așa. And they put up the money for the funeral and they also send an anonymous bouquet of flowers that says love always Louise. Who is Louise? Exactly. Mamă, fraților, și că cineva a sunat la casa lui băiatul ăsta lui Roland, gen, unde era familia lui de se pregătea de înmormântare, și cineva le-a trimis bani pentru înmormântare și o scrisoare cu flori și că te iubesc întotdeauna, Louise. Cine e Louise? Roland T. Owen was actually a 17-year-old named Artemis Ogletree who left home. Whatever really happened to him in that room, we still don't know to this day. It's unsolved. Și peste un an jumate s-a dovedit că el de fapt îl chema altcumva și era un băiat de 17 ani. Și în continuare nu se știe ce s-a întâmplat cu el în camera aia. Oh my god. The following bizarre video was captured in a remote area by Mandy Bushwick. Mandy Bushwick. Mamă, asta e o daie pe Ring, boys, este o filmare pe Ring, pe camera de supraveghere. Mamă, ce mișto! S-au întâmplat chestii ciudate. Mă!
After other weird events, the Ring camera captured a voice recording of the object. Take a look. Deci că pe lângă animale și persoana aia suspectă, s-a auzit și o voce. Comment what you think in the comments. Bro, ce s-a auzit? Ok, băiatul ăsta altă poveste de la Annie Lee. Mamă, ce-mi plac poveștile astea. Și că o femeie care a murit cu 5 zile înainte de nunta ei. Ok, deși că era la Universitatea Yale, care e o universitate foarte bună, era super inteligentă fata asta. Days before she was going to get married, she is seen going to her lab, the building where her lab is, and she's caught on 70 different cameras going inside the building, but she never comes out. So after she's reported missing, they trace. Ok, fraților, și ci că asta era gen farmaceutică, nu știu ce m-am zis, era la facultate și s-a dus la laboratorul ei unde lucra ea. Și a fost prinsă de peste 70 de camere că a intrat în laborator, însă n-a mai ieșit niciodată și a fost dată dispărută. Poliția știa că, băi, ne-am uitat pe 70 de camere diferite, 70 de unghiuri diferite, asta e în clădire. Hai să închidem clădirea și să investigăm. 5 zile mai târziu... stuffed inside one of the walls upside down and the COD was strangulation. This is drying a lot faster than I thought it would, but the number one culprit in the investigation. Ok, fraților, și că 5 zile mai târziu corpul ei a fost găsit între pereții acelei clădiri strangulată. Was the custodian Raymond Clark. He would often make complaints and kind of badger Annie about leaving mice cages throughout the lab, which would make work a lot harder for him. Hopa, deși avem ceva suspect, un băiat ăsta care lucra cu ea acolo, care nu prea se înțelegeau ei între ei. This was the only motive that we ever found for why Raymond would do something like this. He's eventually caught and then sentenced to life in prison. Hopa, și ci că s-a dovedit că de fapt ăla, Raymond, ăla, colegul ei, a omorât-o, gen, și a primit închisoare pe viață, dar nu se știe de ce. Gen, de ce a făcut-o? Nu o suporta, ok, dar nu face asta. Acum ne arată un skinwalker. Știți, fraților, mai ales în America e nebunie maximă cu skinwalkerii ăștia. Cam ciudat ce se aude, fraților. Mamă, uite persoana aia, ăla e un skinwalker. Ok, ciudat. Unde se uită? Run, fugi. Ma. Vultures everywhere. It's odd. Cineva a zis hey. Bro, cineva a zis hey și nu știe de unde. Looked almost like a coyote run right across here. Bă, iară zice hey, a venit și mai pe seară, bă, dar cine zice hey? That sounded like a kid. Era ca un copil. Or a goat. Horror movie facts. Ciudat, acum chestii despre filme horror. Part 2, Coraline. The soundtrack in the movie is a French children choir singing. Surprisingly, they aren't actually singing in French. They're singing in a completely made-up language. If you look on the wall of the dining room in the other mother's home, you'll see three portraits of silhouettes. These likely represent the three ghost children that appear later in the film. In the normal world, the boy is sad and has dropped his ice cream. But in the other world, he's happy and his ice cream is perfect.
On the back of the chair above where Coraline's doll sits, features... Ok, deci băiatul ăsta acum ne explică despre o melodie, fraților, din filmul ăsta Caroline, care cică nu este cântată în franceză, cum crede toată lumea, și este cântată într-o altă limbă. Și pe lângă asta ne explică anumite chestii din filmul ăsta care... Na, gene zice că erau trei portrete. După alea trei portrete, de fapt, erau niște băieți din film, dar unde vrea să ajungă. And this flower is almost exactly like the one on the back of Jack Torrance's chair in The Shining. The welcome home cake features a double loop on the O. And according to graphology, a double loop on the lowercase O means that the person who wrote it is not telling the truth. But on the cake, there is actually only okay, acum arată pe chestia asta psihologice, nu știu ce. Meaning that Coraline is welcome, but she is not home. Okay, face abar n-am ce a fost videoclipul ăla. Prins-o... Fantomă pe cameră, mamă, ce se aude? Boiling hot water. Aia e apă fiartă. Mamă, ce face asta? Dă cu apă fiartă pe fantomă. Fraților! Fraților, aruncă bă apă! Dar de ce era ta apă fiartă? A omorât fantoma cu apă fiartă, bro, ce s-a întâmplat? Și aici s-a terminat. Bun, băie și fete, astea au fost TikTok-urile, chiar a fost ceva foarte, foarte ciudat. Dacă v-a plăcut, scrieți la comentarii. Eu am fost Marusian cu și ne revedea cu un episod de noi. Pa, pa!